Salut, bine ați venit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum puteți să vă actualizați Edge-ul la ultima versiune. Aceasta este versiunea de Edge care vine default pe Windows 10. Este pe sistemul Edge HTML, dar au făcut o nouă versiune, un update stabil, care este pe HTML, este pe sistemul de la Chrome, adică Chromium, cum este și Google Chrome, adică nu va trebui să mai instalați Google Chrome. Puteți folosi Edge, fiindcă va fi la fel. Ca să descărcați, scrieți Edge Stable, dați pe primul link. O să vi se descarce automat, dați pe executabil, o să vă apară de la un control, dar nu contează. Dați yes acolo și atât. Veți descărca noul Edge. Se va face o instalare scurtă. Cum vedeți că ne-am pus aici Edge, noul Edge. Va trebui să așteptăm puțin să se încarce. Vedeți aici, New Microsoft Edge. Ne apare că s-a schimbat și nu pe Get Started. Aici, Import from Google Chrome. O să dăm pe Import from Google Chrome. Avem aici mai multe teme. Avem cu aceste icoanițe information, dacă vrem să ne apară, știi, sau focus, doar așa. Eu o să-l las prima versiune, next, să dau confirm. După cum puteți vedea, avem aici aceleași bookmark-uri. Puteți vedea, foarte ușor. Putem deschide un nou tab. Haideți să intrăm pe Google. Dacă vă deschide Google Chrome, se vedea că am aici aceleași foldere, absolut la fel. Aici în spate avem această iconiță cu Edge. Ne-a pus și aici Microsoft Edge Developer și avem mai multe setări de desubt, dar nu ne interesează asta. O să vedeți că se instalează vechiul Edge. Nu o să vi-l lase pe acela vechi, o să vi-l pună pe acesta nou. Cam asta a fost cu acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Eu am fost Ștefan, vă sus pe canalul meu, noi ne revedem data viitoare, pa, pa!